Suntem la parcarea de la Mulino. De aici, acolo e Falcade, foarte, foarte aproape, la un kilometru. De aici, luăm gondola care ne duce către Passo San Pellegrino. Sunt 60 de kilometri de pârtii care ne așteaptă astăzi. Abia aștept să văd cum e. Cred că va fi o zi senzațională, chiar dacă vremea nu e cea mai bună posibilă, dar ziua de schi cu siguranță va fi desăvârșită. Hai să mergem! Andiamo! Very nice, Enrico. Grazie. Păstrez ochelarii pentru că e soare foarte puternic. Am avut privilegiul să particip, să asist, nu să particip, la un antrenament al echipei naționale de schi masculine a Germaniei, precum și a lui Alice Robinson, noul fenomen din schiul alpin feminin mondial. Dintre cele mai frumoase locuri care am schiat eu vreodată, sunt și mai frumoase, dar chiar că merită experiența. Am vrut să termin ziua asta și să vă povestesc despre domeniul de schi San Pellegrino aici, la Col Margherita, din mai multe motive. Col Margherita este cel mai înalt refugiu Dolomiți, la 2520 de metri, și puțină lume știe asta. Apoi, Col Margherita are același proprietar cu compania care întreține toate cablurile și pârtile care sunt în spatele meu. Și felul în care este făcută, arhitectura modernă, felul în care este treținută, felul în care îmbină trecutul cu prezentul și poate chiar cu viitorul, spune foarte multe despre felul în care sunt amenajate și sunt întreținute aceste pârtii. Aici avem 60 de kilometri de pârtii, absolut minunate. Tot domeniul este practic construit în jurul unei pârtii simboli. Dar chiar dacă totul s-a construit în jurul unei pârtii de curse cu sânge, aici am regăsit acel concept de slow ski. Și slow ski n-a nicio legătură cu viteză. Este vorba despre ritmul în care puști din ceea ce ți se oferă. Este vorba despre viață, este vorba despre zâmbet, este vorba despre acest mesaj absolut senzațional. Cum să nu-ți dorești să schiezi aici? Felul în care țâmbesc oamenii, experiențele culinare, totul face parte din experiență, nu doar schiul, dar fiindcă vorbim de schi, este absolut fantastic. Toate pârtile pe care am fost astăzi sunt absolut minunate. Eu sunt fericit că sunt aici și este recomandarea Ski Magazine pentru sezonul acesta.